Spune-mi, doamna supă. Spune-mi, doamna spală vase. Spune-mi, doamna întinde rufele, nu? Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot. Bună seara, sunt Sabin Tudor și vă prezint cele mai importante știri din lumea mondenă. Nick Casciaro face lumină în cazul relației sale cu Loredana Groza. Câștigătorul X Factor se declară extrem de recunoscător pentru faptul că a cunoscut-o pe cea care avea să-i fie mentor și să-i ghideze drumul către câștigarea celor 50.000 de euro, dar și a simpatiei fanilor din România. Ce spune cântărețul despre interacțiunea specială cu Loredana, aflați chiar acum! Nick Casciaro este câștigătorul competiției X Factor 2021 sub egida Loredanei Groza. Deși italianul a promis iubitei sale că o va cere de soție dacă iese învingător din concursul de voci, Nick a ales să creeze vâlvă în spațiul public, petrecând mult timp alături de mentorul său. S-a zvonit chiar că cei doi ar fi avut o idilă dincolo de hotarele X Factor, aspect infirmat cu vehemență de Nick și Loredana. Jurata a ținut să-și liniștească fanii, spunând că totul s-a întâmplat pe fondul colaborărilor și concertelor avute împreună, apropierea fiind iminentă. Acum Nick Casciaro iese la lumină și vorbește deschis despre proximitatea crescută pe care o are cu cea care i-a fost ghid în competiția de voci și se declară extrem de recunoscător. Acesta pune întâlnirea lor pe seama unui complot al universului, care a premeditat întâlnirea dintre el și starul român. Este o relație foarte frumoasă, o prietenie adevărată și ne respectăm reciproc foarte mult. E ca și cum universul ne-a vorbit și a vrut să ne întâlnim. Este atât de generoasă, are o inimă foarte mare și este un mare star. Sunt atât de recunoscător că am cunoscut-o și sunt atât de recunoscător pentru această relație, fiindcă este atât de sinceră. Este ceva ce merge dincolo de X Factor și de competiție. Încă ținem legătura, încă lucrăm împreună și îmi dă sfaturi și mă ajută atât de mult, atât Loredana cât și familia Loredanei. Sunt fericit și recunoscător pentru această prietenie specială cu Loredana. Daniel Buzugan putea ajunge la închisoare. Dacă într-un moment de neatenție ar fi apăsat trăgaciul armei pe care o folosea pe poze recuzită la o ședință foto. Entertainerul povestește cu lux de amănunte cum a fost salvat de către divinitate, dar și de către învățămintele tatălui său, fost gardian de penitenciar, ale cărui sfaturi l-au ținut la adăpost de tragedia vieții. Daniel Buzdugan este recunoscut pentru spiritul său ludic și pacifist, însă o greșeală fatală ar fi putut să-i compromită viața și parcursul în carieră. Colegul lui Mihai Morar de la Radio Zoo relatează detalii neștiute despre isprava care l-ar fi condus aproape de o crimă accidentală. Aflat într-o vacanță la munte, entertainerul a cerut pușca unui vânător pentru a face o poză, într-o curte plină de oameni. Arma era încărcată, iar Daniel Buzdugan a avut instinctul de a apăsa pe trăgaci. Atunci i-au venit în minte sfaturile tatălui său, care l-a învățat cum să mânuiască un astfel de dispozitiv extrem de periculos. Gazda radio spune că în proximitate se afla o mulțime de persoane, la câțiva metri distanță, iar arma pe care o avea în custodie ar fi fost capabilă să omoare la mai bine de un kilometru. Mi-am adus aminte că mi-a zis tata să nu îndrept niciodată arma către cineva, niciodată nu apeși pe trăgaș fără să te uiți. După aia când m-am uitat era dată pe foc automat, îți dai seama? La foc automat se eliberează o grămadă de gloanțe care au efect omorător la o mitralieră de genul ăsta, la un kilometru jumate. Oamenii aia erau la 20 de metri. Îți dai seama că acum poate eram pe viață? Făceam podcasturi în pârnaie. Irina Deaconescu urmează să devină mamă pentru a doua oară. Este iubita unui fotbalist celebru și reunește o comunitate de peste 1 milion de urmăritori pe Instagram. Viața vlogăriței nu a fost însă lipsită de probleme, cel puțin în copilărie.
Irina Deaconescu a fost sensibilizată până la lacrimi de istorisirea momentelor în care ceilalți copii o marginalizau pentru starea financiară precară, lucru care i-a creat frustrări puternice. Irina Deaconescu a devenit cunoscută în mediul online după vlogul în care anunța că a făcut videochat pe fondul carențelor financiare de la vremea respectivă. Acum Irina Deaconescu povestește despre nevoile pe care le avea familia sa în perioada copilăriei, când aceasta se afla în imposibilitatea de a aduce bani acasă. Acest lucru a împins-o și către accederea la industria conținutului pentru adulți, când, spune ea, mama sa ar fi avut mare nevoie de bani, soluția pe care a găsit-o fiind videochatul. Vlogărița spune că prietenii din perioada școlii generale o marginalizau pentru că nu avea bani sau evitau să o invite la aniversări, invocând într-un mod brutal imposibilitatea Irinei de a veni cu un cadou mulțumitor. Toate aceste momente și episoade au creat în Irina serioase frustrări, care au condus chiar către stigmatizarea propriei mame. Eu am avut doar copilăria înainte de școală foarte nasoală, la bloc. Atunci au fost copiii foarte răi cu mine. Mi-a zis la un moment dat o fată, nu te invita Tix la ziua lui că știa că n-ai bani să iei cadou. Și acum îmi vine să plâng. E foarte nasoală asta, nu e ca și cum pot controla și mereu întrebam pe maică-mea. Noi de ce n-avem bani? De ce îmi zice că suntem săraci? Faptul că eram exclusă pe un lucru care nu ținea de mine, nu era ca și cum la 6 ani puteam să aduc bani în casă. Sau îmi ziceau, pe tine nu te invit la mine acasă, că tu nu m-ai chemat niciodată la tine. Și știu că nu mă chem la tine pentru că ai foarte urât în casă, că ești săracă. Și mi-amintesc că toată copilăria mea eram supărat pe mama și nu înțelegeam de ce suntem săraci. Rămâneți pe cancam.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile din lumea mondenă. Până la următoarea noastră întâlnire, la revedere! Spune-mi, doamna, spală vase. Spune-mi, doamna, întinde rufele. Spune-mi, doamna, oare sunt atât de urâtă? Na. Spune-mi, doamna, câștigă bani, muncește. Spune-mi, doamna, nu mai pot. Punem doamna mijlocaș. Punem doamna portat. Punem doamna atacant. Punem doamna fundaș.